Încep cu invitații care sunt astăzi prezenți. De la Primăria Bacău este domnul viceprimar Miroșianu. De la Prefectura Bacău este domnul subprefect Gabriel Lucu. De la Centrul de Cultură, Centrul Eroilor, domnul Rănuț Voicu și secretarul Asociației Cultul Eroilor, domnul Tone Petre, domnul profesor Pricopie, invitați domnul Botez, domnul Bălan, domnul profesor Șova, consilierul Ilie Bârzu, doamna senator Cristina Pravăț, mulțumesc că ați dat curs invitații noastre, profesor Lorena Maxim, familia Vâlcu, prieteni de noștri de suflet, l-a pomenit pe cineva, îmi cer scuze, Vasile Fieraru, președinte a unei partid politic, mulțumesc că ați dat curs invitații și nu în ultimul rând, fondatorul Mișcării Române din România și din Moldova, Vasile Ioan Grigo. Am ținut să invit și pe colegii mei, fiindcă noi avem o istorie. Avem o istorie care nu trebuie uitată. Și dacă noi uităm acum, ne vor uita și alții pe noi. Îmi cer scuze, avem în sală și pe avocatul Bozomei. Iertați-mă, sunteți prezenți și vă rog să-l aplaudați. Da. Dar cea mai mare bucurie a mea este că l-avem astăzi pe invitatul de onoare, Florin Tărâță. Din mișcarea noastră mai avem invitați de onoare Cristian Năstase, dirijor și instrumentist care face cinste Moldovei și nu numai, artiști de valoare. Decanul de vârstă al nostru, Ion Tănase Chiper, este mentorul nostru. Pe ceilalți, îmi cer scuze, am să-i prezint în momentul pentru a intra la instrumente. Domnul Andronic, sunteți prezent, reprezentant de la Inspectoratul de Poliție, coleg în grupul județean de Ron. Colegii mei nu-i mai prezint, sunt prezenți. Dan Tănase, Maricica Tănase, tinerii Romanescu, Gheorghe, instrumentiști, Uzilă Munteanu, Mihai Serioza, Cristi Coscai, Dan Chiper Tănase, Florin Mărcuță și toată lumea. Aplauze pentru ei și să le mulțumim. N-am să mai continui, că lista de invitați este lungă. Doar am să o invit pe Roxana Tănase să vă spună despre semnificația acestei zile, după care îl invit la microfon pe domnul profesor de istorie Alin Popa și salut și prezența unor prieteni de-ai mei, Ramona și Eli, vă pup și vă mulțumesc, și două tinere talentate, Elena Victoria și... Jasmina Tănase. Și Jasmina Tănase. Vă mulțumesc și dau cuvântul Roxanei Tănase. Mulțumesc mult!